pregătit acest meci. Doamne, te mulțumesc și acest rezultat. Dacă ți-ai fi dorit mai mult? Și cu siguranță ne dorim, cu toții ne dorim, dar trebuie să rămânem realiști și din punctul meu de vedere consider rezultatul din la perfecta jocului de pe teren, un echilibrat, în care ambele echipe și-au creat ocazii. S-a ratat astăzi, dar cred că jocul a avut ritm, am avut intensitate ambele echipe. Pentru spectacol cred că ne-am făcut treaba. Ceea ce pregătisem pentru joc, am anticipat de data asta destul de bine și cam ce ne-am pregătit pentru jocul de astăzi, am realizat în teren. Mă consider mulțumit. N-aș avea ce să le reproșez jucătorilor. Au fost motivați, au fost responsabili, au fost foarte implicați și mai mult decât atât, partea mentală mi-a plăcut foarte mult, pentru că n-au cedat, au crezut întotdeauna că pot duce meciul la sfârșit foarte bine, chiar dacă au fost momente în care adversarul a avut superioritate. Bravo lor, felicitări, sunt mândru de ei. Te gândești la schimbări pentru meciul de joi, ținând cont de efortul care a fost astăzi, aveți, și terenul foarte greu? Nu mi-am revenit nici măcar din partea de umezeală și de fric. Analizând situația, am avut deja discuții în cadrul clubului. E foarte important să vedem care este strategia clubului, pe ce ne axăm, ce vrem să facem, cum să abordăm jocurile. Cu siguranță ar putea apărea schimbări. E cam de vreme să vorbim, pentru că nu ne-am fi putut face o strategie pentru meciul de cupă până nu terminam acest joc, să vedem evoluția jucătorilor, starea de sănătate, eventuale suspendări. Arbitrajul? Da, de obicei spun că nu comentez arbitrajul, aia înseamnă că am ceva de suflet. Tura asta trebuie să-i felicit, au avut un meci greu, un meci cu intensitate și din punctul meu de vedere au dus meciul foarte bine. De ce mai avea nevoie Botoșan pentru victoria astăzi? Păi, în primul rând, de eficiență ofensivă. Poate de puțină șansă. Asta face parte din joc. Nu antrenăm, dar face parte din joc. Spun încă o dată, rezultatul este echitabil și poate dacă am fi câștigat, nu era chiar meritat. Dar sunt momente în care poți să câștigi și așa. E punctul cu care mergem în play-off? Încă eu sunt circumspect și nu numai că sunt, chiar în continuare trebuie să subliniez și cu toții trebuie să fim conștienți că este foarte lung. Clasamentul s-a strâns foarte bine în zona asta a play-off-ului și e foarte mult de muncă. Încă. A treilea meci oficial fără gol pentru Botoșani. Da. Vă temeți că... Nu mă tem, în nicio formă nu mă tem și din păcate văd că toți sesizați părțile astea negative. M-ați mai întrebat multe lucruri și nu niciodată nu mă așați pe partea pozitivă. O să o fac eu pentru că ăsta este rolul meu și eu încerc să scot ceea ce pregătim. N-am dat goluri, da, dar cu cine am jucat? Eu aș fi preferat să spuneți da, într-adevăr, ceea ce se poate lucra în antrenament, adică organizare defensivă, văd la voi. Cei pe partea ofensivă mai sunt și alte necesități. Eu, din punctul meu de vedere, sunt mulțumit și chiar sunt mândru de jucătorii mei și după un meci de asta n-aș scoate în evidență părțile negative. De-aia aș vrea să nu vorbesc deloc de ceea ce mai întâmplă. Popa a fost schimbat problema medicală sau nu mai avut? Nu, dintr-un considerăm tactic. Avem nevoie de viteză mai mare, dinamică mai bună în zona fundașilor centrale adverse. Mulțumesc! Mai aveți întrebări?